Bună ziua, stimați spectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Conviețui, la postul nostru local TV Giurgiu. Ca de obicei, ca de fiecare dată când dumneavoastră ați învățat ce înseamnă într-un fel sau altul această emisiune Conviețui, ce reprezintă ea pentru comunitatea de romi, iată că tema noastră în această după-amiază este o temă în care până la urmă ar fi trebuit despătrută de foarte mult timp, și anume invidia. Vom discuta în cadrul acestei emisiuni despre acest element extraordinar de grav, invidia, unde se știe de-a lungul timpului a dat naștere la războaie, la conflicte, la stări care întotdeauna nu au fost bune și nu s-au legat prietenii datorită acestui cuvânt, invidie. Alături de mine, ca de fiecare dată și cum v-am obișnuit să am în platou oameni care chiar vin cu ceva bun pentru comunitatea de romi, am buna plăcere de a avea alături de mine pe prietenul nostru Ion Bonteanu. Bună ziua și bine ai venit alături de noi, Ioane. Mulțumesc și salut publicul nostru, telespectator. Și bineînțeles, nu putea să lipsească Mariana Iordache, cea care reprezintă și ea o parte din comunitatea de romi, fiind în același timp și mediatoarea sanitară. Bună ziua și bine ai venit alături de noi, Mariana. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Cu cea mai mare plăcere, fiindcă dumneavoastră sunteți alături de noi, de grupul de inițiativă locală pentru incluziunea romilor, și pe lângă tema pe care o vom avea în această seară, invidia, vom dezbate și multe probleme care sunt legate în primul rând de comunitatea noastră de romi, și vom veni cu lucruri esențiale, pot eu spune, pentru o mare parte din această comunitate, deoarece se știe că noi sâmbătă am participat la o ședință unde întotdeauna noi expunem problemele romilor și nu numai problemele, și realizările lor, și faptul că doresc în mod deosebit să se implice în societate și să-și aducă aport. Ioane, este bine cunoscut că tu, într-un fel sau altul, deja ești cunoscut în zona Istru, deoarece reprezinți acolo zona Istru, și până la urmă nu putea fi un om mai bun să reprezinte acea zonă, deoarece tu chiar locuiești acolo, ești colocatar al acelui... Nu faci, oricum parte din comunitatea de rom, dar... Comunitatea de zonă. Ea, da. Dar în zona ta acolo, în căminul de unde tu locuiești, ești cel mai bun, fiindcă, adică spun cel mai bun, mă refer că ești cel mai în măsură să vii cu toate evenimentele cu care noi ne lovim acolo, și vreau să-mi spui dacă le-ai adus la cunoștință, de exemplu, vecinilor tăi, că în urma discuției pe care noi am avut-o cu edilul orașului, a venit cu o întrebare pe care noi ne-a adresat-o, tind eu să cred, extraordinar de îndreptățită, și anume, tu ai ridicat și ai spus problema cu acele gunoiuri aruncate în prejurul blocului, mai bine zis, în prejurul căminului. Da. Și ni s-a răspuns foarte simplu. Bun, nu este nicio problemă, eu v-aș da utilajele de la ADP-ul pentru a ridica, însă vreau să-mi spuneți dacă oamenii au reușit să ajute la ridicarea acelor gunoaie de acolo. Ce răspuns ai primit? Ce să spun, în urma ședinței care am avut-o sâmbătă cu domnul primar, după care am fost la grupul de inițiativă locală, unde am dezbătut ceea ce s-a discutat acolo, am avut și această discuție cu locatarii care sunt în blocul, în căminul D, expunându-le în mare parte, că n-a fost nevoie să... sau n-a fost necesar să expunem tot ce s-a discutat în ședință. Da. Deci, ce s-a discutat în ședință a trebuit să... o parte din ce s-a discutat acolo, să vorbim între noi. Ceea ce le-am relatat oamenilor din Căminul D a fost, în primul rând, problema cu gunoiul. Aceștia, o parte dintre ei, au fost revoltați, o parte au fost de acord să participe la curățenie și la ridicarea gunoiului. Ceea ce le-am explicat și ce a rezultat din cadrul ședinței a fost că domnul primar și
ceilalți oameni din staful dumnealui sunt profund indignați de ceea ce se întâmplă acolo, de ceea ce se vede momentan acolo, și le-am explicat și le-am spus că începând cu luna aprilie, cel târziu, va începe curățenia de primăvară. În luna martie este luna curățeniei, iar în aprilie va fi o curățenie, cum s-a exprimat dumnealui, generală. Cei care nu se vor încadra și nu vor face ceea ce e cuvincios într-un cămin, într-un bloc de locuințe, de a păstra curățenia și liniștea și ordinea publică, vor fi trimiși în zonele de baștină. Li se vor pune, după câte am înțeles, mașini la dispoziție pentru a li se căra lucrurile care le au în casă și vor fi trimiși. Ceilalți care vor fi liniștiți și vor avea o conduită corespunzătoare și vor avea un venit, vor fi ajutați pentru unele lucruri care se vor impune în timpul acela. La mână și a doua vor fi mutați în blocul de cămin de pe Tineretului, o parte dintre ei, pentru că vor fi în jur de 60 de locuințe. Iar acolo nu vor fi toți din căminul demutați, pentru că o parte dintre ei fac multe probleme. Deci cam asta este în mare ceea ce vorbim cu oamenii. Deci, Ioane, iată că deja tema din această seară, deja fără să realizezi într-un fel sau altul, ai adus-o în discuție. Corect. Ai adus-o în discuție prin faptul că chiar tu ai spus că o parte dintre ei nu au fost de acord. O parte din ei, într-un fel sau altul, s-au revoltat. Iată, a apărut încă o dată invidia. Cum vii tu să le spui lor într-un fel sau altul ce să facă ei? Să se conformeze. Mai înțeles? Important este, fiindcă tu ai văzut acolo că în urma acestor discuții pe care noi le-am avut, în urma acestei ședințe, mai bine zis, s-a pus o singură întrebare care, într-un fel sau altul, ne-a făcut să concluzionăm că trebuie să te mai ajuți și tu. Trebuie să respecti în primul rând lucrurile elementare și să te implementezi în acest stat. Dacă în acest stat de drept tu nu te implementezi și nu ții cont până la urmă de societatea aceasta și să te impui exact ca un om, nu cere, iar tu să nu poți oferi nimic. Acesta este un lucru până la urmă esențial pentru toți oamenii. Cum ai spus și tu, Marise, da, trebuie să te faci și avocatul diavolului. Ceea ce am vorbit cu locatarii din cămin, deși le-am explicat, problema a fost în felul următor, zic. Le-am și spus, gunoiul acela nu a venit nimeni din altă parte să-l pună acolo și să-l arunce. Deci nimeni. Deci noi trebuie să ne civilizăm. Pentru că există două pubele de gunoi care, să nu exagerez, se umple odată la o săptămână. Dar tot timpul se joacă copiii în ea, am observat exact, și eu. Exact, exact. Deci le-am spus, deci nimeni nu a venit să facă acea mizerie acolo decât cei din acest cămin. Știi, într-un fel, nu că sunt intrigat, poate nu este chiar cuvântul potrivit, stimați telespectatori, și până la urmă chiar nu știu ce termen să găsesc în cadrul acestei emisiuni pentru a arăta faptul că multe cartiere mărginașe, pot eu spune, în care locuiesc cetățeni de etnie română, dar nu numai, nu au venit tot timpul să se plângă de problemele cu care se confruntă și au venit într-un fel sau altul oameni tot timpul care noi am încercat și în mare parte am ajutat cu rezolvarea problemelor care ni le-au adus la cunoștință. Însă, într-un fel sau altul, iată că, de ce să nu spunem așa, pe cartierul Istru, noi, grupul de inițiativă pentru incluziunea romilor, am insistat chiar extraordinar de mult, Ioane, și nu cred că exagerez. Fiindcă, datorită nouă, faptului că am adus la cunoștință edililor cu ce se confruntă comunitatea noastră de romi, au
au luat la cunoștință și chiar au pus în aplicare faptul că trăim în secolul 21 și să nu ai banala canalizare și apă potabilă, rețeaua de apă potabilă, cu toate că trebuie să menționez, iată că în urmă cu 6 luni, dacă nu exagerez eu, am făcut un astfel de demers pentru strata Viespelor, pentru a fi racordați la apă potabilă, și ne s-au spus că vor încerca să facă tot posibilul ca să fie racordați și cu stupoare realizăm că nici în momentul acesta nu s-au racordat și nici măcar nu au venit să clarifice la fața locului sau să spună cetățenilor de acolo, de pe strada Viespelor, măi oameni buni, vom începe lucrarea în 2019, dar să le spună un termen și oamenii aceia, datorită celor spuse de acești oameni de la serviciu de apă potabilă, să treacă într-un fel sau altul să pună în aplicare această canalizare și racordare. Dar vom reveni din nou cu petiții și către primărie și către această societate de apă, fiindcă, cum am mai spus-o și cu riscul de a mă repeta, stimațele spectatori, trăim în secolul 21 și să te duci la vecin, dă-mi o găleată de apă, dă-mi să fac mâncare, dă-mi și știm cât de esențial este apa în zilele noastre, mi se pare totuși penibil. Știi, Ioane, într-un fel sau altul, vreau să spun și tema noastră, invidia. Ai văzut că de câte ori ați sunat și pe mine, într-un fel sau altul, și de multe ori chiar v-am dat și numărul de telefon de la dispeceratul nostru al Direcției Poliției Locale a Municipiului Giurgiu. Colegii mei au venit în cel mai scurt timp pentru a vă ajuta și a lua măsurile care se impun pentru deranjarea ordinii și liniștii publice, fiindcă în climatul acesta trebuie ținut cont de un singur lucru. Că toți cei care nu suportă faptul că există legi, există hotărâri ale guvernului, ale Consiliului Local, după care noi trebuie să mergem și să respectăm această literă a legii, vor suporta în consecință, ce să mai, amenzi. Și dumneavoastră știți cei din zona aceea. Dar interesul este că, într-un fel sau altul, Ioane, colegii noștri, de câte ori și tu ai sunat, și mulți oameni de acolo, cel puțin cei care noi am numit și pe paliere, și chiar și oamenii de rând, echipa noastră de intervenție a venit în cel mai scurt timp prompt la fața locului pentru a restabili climatul de ordine în acea zonă. Însă, rămân într-un fel acum, să o spun, consternat, fiindcă tu știi, noi de-a lungul timpului, cel puțin de 2 ani de zile, tot avem, așa zis, una, două persoane, pot eu să spun, de enie? De enie sunt. Corect. Da, care unul dintre ei spune că este maestru penelului, în ghilimele spus, mai înțeles, așa, și tu știi la cine fac referire, dar din respect pentru telespectatorii noștri, nu-i voi spune numele. Și deontologic vorbind, cei care, și eu am un respect deosebit pentru colegii noștri de media și cei care folosesc acest panel pentru a evidenția tot binele și tot rău pot și într-un cuvânt a aduce știrile la zi din municipiul nostru, iată că unul din această breazlă, nu cred că face parte din breazla asta, fiindcă trebuie să fiu rău și trebuie să încep să am într-un fel sau altul răutăți, a putut să instige la violență. Chiar a publicat un anunț în așa zisul lui Cotidian sau ce este și numește colegii mei din cadrul Direcției Poliției Locale gândaci și că el, dacă ar veni un astfel de om la el, ar călca cu piciorul pe cap și că nu sunt oameni demni. Sper că știi și tu acest caz, fiindcă a fost foarte mediatizat în presă. Ba chiar a făcut niște afirmații referitoare la colegii noștri că ar fi dat niște foloase pentru a intra în această funcție. Este un lucru absolut grotesc ca tu, ziarist, așa spus în ghilimele, să fii cu astfel de afirmații, să instigi la violență și, culmea, aceste violențe să fie adresate unui funcționar public.
Stimați, asta e cel mai simplu, absolut. Să vină cu dovezi. Nu are dovezi, scurt. Ioane și stimați telespectatori, acest om niciodată nu a avut dovezi în legătură cu nimic, însă... Așa se lucrează în ziua, însă dovezi împotriva lui au existat întotdeauna și sunt, datorită acțiunilor pe care le-a întreprins, le-a întreprins defectuos, aducând chiar prejudiciu imaginii cetățenilor noștri de etnie romă. Fiindcă, încă o dată este cunoscut, de exemplu, degeaba încercăm noi 10, 20, 30 de țigani să facem un lucru bun, că există un astfel de om care, exact, și atunci toți vor spune, păi dacă ăla a făcut și voi sunteți tot la fel. Dar eu am spus-o și a fost pentru prima oară cu ceva timp în urmă, când știi că chiar am spus-o și dacă nu mă știu, și în cadrul unei emisiuni și așa în general, că nu voi veni cu răutăți, dar în acest moment chiar trebuie, fiindcă toate aceste lucruri le face datorită unui singur lucru, invidia. După cum știi și știu și stimații noștri telespectatori, alături de acest om au fost oameni extraordinari de buni, oameni pe care eu îi respect și îi salut și eu cu această ocazie și au preferat să plece de lângă el pentru a nu mai face alte lucruri sau să fie compromis și ei fiind alături de acest om. Dar vreau să fac o singură... Sunt, scuză-mă că ți-au vorbat, chiar te rog, oameni în orașul nostru așa, care se dau de reprezentanței etniei noastre, care de-a lungul timpului, și e recentă treaba, au fost părăsiți de colegii. Corect. Care au, cum să zice, au mâncat o pâine împreună, care știu toate discuțiile dintr-o ședință, care știu absolut tot ce se discută între ei. La un moment dat, când, zicem așa, capul care gândește, a fost tăiat de colegii lui și lăsat în paradină. Deci nu e singurul care a fost părăsit de colegi, mai există exemple în oraș. Asta știm. Și cam tot de același lucru ne lovim. Dar vezi tu, să faci o afirmație în acest sens și să faci asupra unei instituții care reprezintă până la urmă ceva în municipiul Giurgiu și sincer, este știut, Ioane și stimați telespectatori, că noi cei din cadrul Direcției Poliției Locale a municipiului Giurgiu, chiar dacă nu avem un salariu și este un salariu minim de, pe economie, poate nu l-a știut sau mulți ați fost încă o dată invidioși pe lucrul acesta, să știți că atât primește un funcționar public, mai bine zis un polițist local, care îl vedeți dumneavoastră pe stradă, un polițist local care stă, chiar când se asfaltează, el stă la 40 de grade, la un moment dat simte cum îi intră gheata, mă înțeles, în asfalt, dar trebuie să stea acolo să dirigeze, să fluidizeze traficul, să nu se întâmple altceva. Și peste tot se știe. Deci face meserie. Absolut, dar să vină un astfel de om și să spună, eu dacă aș prinde un gândac de ăsta negru, l-aș călca pe cap. Dar cine ești tu până la urmă? Vreau încă o dată să știi așa în mare, că noi, colegii noștri din DPL Giurgiu, vom depune chiar o plângere penală asupra lui, până la urmă să vedem cum va face el, fiindcă nu va mai fi o persoană, două. Vom fi atâția oameni care vom depune o plângere penală asupra lui și până la urmă să vedem dacă penelul lui îl mai scapă de litera legii. Dacă are argumente, dacă oare, dacă nu... Era cel mai important, dar este gravitatea faptului când tu spui astfel de cuvinte, trebuie să-ți asumi. Mai înțeles? Și le-a asumat, deci trebuie să răspundă, scurt. Atâta timp când exact. Le-a răstit, normal că și le-a asumat. Și, exact, dar trebuie să ai și dovezile concrete, nu doar asta. Să vii și să crezi că tu ce ai făcut acum ai devenit cel mai bun, nu știu, ziarist, e puțin spus, fiindcă nici așa nu e, dar în fine, sărim peste că da. Vor fi mai multe discuții chiar în emisiunea colegii noastre de la orele 21. Mariana, vezi, invidia asta este peste tot. Invidia asta, cum am mai spus-o eu, planează și asupra muncii voastre. Mulți acum realizează ce înseamnă mediatorul sanitar. Mulți realizează că voi lucrați pentru comunitatea de țigani. Și mulți au rămas uimiți, tot fac referire așa, când a spus că cum să fie atâția țigani. Fiindcă faptul că noi nu ne folosim de țiganii noștri pentru campanii electorale, pentru spoturi de publicitate, am zis bine, măi, Ioane, dar dacă tot nu crede că aceasta este catagrafia și atâți romi avem în localitate, să meargă un reprezentant cu noi
de ușă în ușă, la aceleași persoane la care noi am fost, și să-și facă și el o catagrafie. Care e problema? Este corect, dar știi care este problema într-un fel sau altul? El ar fi dorit să facă această cartografiere. Știi de ce? Ca să se ducă pe la București, să se ducă pe undeva, să ia de-alea coșul de banane. Să o ia ca și mine, știi? La picior. Nu luată, no, dar banane. Banane. Da. Că eu n-am stat și da, mi-a adus-o cu cineva. Banane. Cu bananele, mai înțeles? Mă scuz, păi cu bananele, atunci ar fi spus, știi, eu am atâția oameni, dă-mi un tir de banane. Corect. Pentru mine, dar neavând, știi, stimați-le spectatori, oamenii acum au învățat un singur lucru, când vii cu ceva în fața dumnealor, trebuie să fii cu certitudini. Nu mai există cum, într-un fel sau altul, se spunea odată cu prosteală. Nu mai merge cu decedatul de acum 25.000 de ani, tu să-l aduci pe liste să spui, știi, eu sunt the best, cum spune țiganul. Da. Asta e vorba țiganului, eu sunt the best. Da. Mai înțeles? Două din străini. Da. Deci cum ți se pare, într-un fel sau altul, invidia aceasta, Mariana, cel puțin în rândul comunității de romi? Asta va fi a fost și va fi întotdeauna, nu va dispărea niciodată. Eu una sunt obișnuită cu ea. Dar de ce ești obișnuită cu ea chiar? Așa a fost întotdeauna. De ce ți-ai însușit-o ca pe ceva, normal? Pentru că eu am pornit de jos. Corect. Cum am și spus, am luat cantină socială, am luat ajutor social, deci am fost o persoană care am pornit chiar de la pătura de jos. Și nu mi-a fost rușine, dar de atunci eram invidiat. Cum a reușit asta să ia ajutor social? Cum a reușit asta să ia și cantină și ajutor deci social? Deci, până la urmă, și pentru puținul ăla de hrană, da, care îl luai, deoarece nu aveai. Nu era, da. Da, deoarece nu îl aveai, iată că altcineva te invidiază. Da. Dar de ce te invidia pentru puținul ăsta, până la urmă? Pentru că li se părea lor că nu îi se cuvine. Deci, din cauza asta. Da, de ce nu dau pe tatăl copilului în judecată să-mi dea pensie alimentară? Nu l-am dat și s-a dus săracul Dumnezeu să-l ierte. Și tot n-am luat niciodată pensiunea. Asta ar fi însemnat într-un fel sau altul, vezi tu? Să fac rău. Să faci rău, fiindcă invidia, stimați telespectatori, nu naște ceva bun. Nu naște decât această răutate, cum a spus și buna mea colegă. Invidia asta este, nu e numai în rândul comunității de romi. Eu fac referire acum strict la comunitatea noastră. Bine că există și în partea cealaltă, discuția mai înțeles? Și invidia a fost de când ne știm, cum a spus corect și colega mea Mariana. Un mic exemplu dăm când am candidat ca și consilieri. Era o parte dintre romii noștri, când am candidat eu și cu tine la consilieri locali, o parte dintre romii noștri spunea, ce mă, îl botez pe ăla să ajungă ăla, nu știu ce. Tocmai asta este problema noastră și mă refer acum strict la comunitatea de romi. Pentru că o parte dintre oamenii noștri nu gândesc clar și nu gândesc logic. Mai spun și mai sunt niște discuții că de ce etnicii maghiari au atâtea parlamentari, au ministri, au... Pentru că ei se gândesc la comunitatea lor. Nu, spre bine. Și noi ne gândim la comunitatea noastră, iar dar comunitatea noastră nu gândește că are nevoie de consilieri. Eu ce am spus, asta este invidia. De ce să-l votez pe Cutărescu să ajungă nu știu ce? De ce să-l votez pe Cutare să fie nu știu unde, într-o funcție mai mare, ca să ăla să aibă și noi să n-avem? Tocmai asta le-am explicat oamenilor mai de rând, spunându-le că dacă unul dintre noi care cât de cât am învățat carte și avem o intrare și avem și o ieșire, oriunde te duci, mai ai și o ieșire, unde ne-am dus și ce am făcut până la ora actuală și avem ușile deschise la oficialitățile orașului, deci oriunde ajunge, cineva care va avea o doleanță și va ajunge la tine în funcția în care ești, atunci va fi mult mai ușor să discute cu tine și să te rezolve decât să te duci la cineva care nu-i pasă de tine. Adică să nu-i pase și să fim aici, într-un fel sau altul, Ioane, cinstiți, să nu-i pase de tine, să nu-i pese de tine că ești țigan. N-am vrut să ajung la discuția asta. Asta este pur un adevăr. Nu trebuie să negăm sau să ne ascundem după deget că se mai vede ceva. Sau să te ușuiască frumos așa. Acesta este pur un adevăr și să nu negăm lucrurile acestea, fiindcă cu toate că, vezi tu, noi suntem în poziția unde suntem și încă o dată mulțumesc bunului Dumnezeu pentru faptul că avem
această posibilitate să fim lângă acești oameni extraordinar de buni și de inimoși pentru comunitatea noastră de romi și dumnealor au realizat că noi nu suntem ca cei care le plac bananele, ca cei care întreabă în primul și în primul rând, îmi dai ceva? Nu. Noi venim cu lucruri concrete pentru comunitatea noastră, venim cu rugămintea să încercăm să implementăm în societate prin faptul de a le oferi un loc de muncă, să nu se înțeleagă tot timpul că țiganul nostru vine ceva, vine tot timpul să ceară ceva doar de dragul de a cere. Știi? Astăzi am avut o întrevedere cu un om extraordinar de cult și un om, eu poate folosesc cuvânt extraordinar mare, dar eu pot să-l numesc chiar un filozof de-al nostru și știi ce mi-a spus și la un moment dat n-am mai avut nici replică ce să-i dau și doar am preferat să-l ascult. Și mi-a spus, Marius, românii știi ce crede despre noi? Spune-mi. Cred că noi ne-am născut și ne naștem hoți și ne naștem hoți din părinți hoți. Băi, stai că nu te înțeleg, Marius, așa. Te naști din părinți hoți și tu ești hoț. Și copiii tăi au aceeași emblemă. Da, vor fi tot catalogați ca hoți. Și tu vei muri tot hoț. Păi zic, de ce e așa? Și exact ce am spus eu un pic mai devreme, fiindcă, cum știi și tu și stimații noștri telespectatori, cuvintele pe care le spun întotdeauna ne spun cu un anumit sens. Indiferent ce am face noi și încercăm 30 de oameni să facem un lucru bun, va veni unul, amintit un pic mai devreme, și vom fi defăimați toți. Toată munca noastră făcută de atâta timp va fi pusă sub semnul întrebării. Nu va fi degeaba munca noastră, dar va fi pusă sub semnul întrebării. Și stau și mă întreb, cum ar trebui să acționăm noi până la urmă asupra acestor oameni? Acestor oameni care până la urmă vor să spună că fac parte din comunitate, dar când sunt în comunitate, nu mai sunt ai comunității. Chiar ieri, fiind de serviciu tura de zi și ieșind, un coleg de-al meu, fiindcă v-am spus un pic mai devreme, adică un pic mai devreme cu ceva timp în urmă, colegii mei știu că eu sunt țigan, dar n-am văzut niciodată la ei să fac o diferențiere sau să mă simt marginalizat. Dar vorbesc, mai înțeles, ca și cum eu n-aș fi acolo. Și cineva spunea că știi țiganii ăia, nu știu ce, cioara aia, nu știu ce și mai știu cum. Am tăcut câteva secunde, dar n-am putut să mă abțin, că e normal, și am spus, ar trebui să-ți fie rușine, fiindcă tu mă vezi pe mine aici. Păi, dar ce am spus? Ai spus ce ai spus știindu-mă pe mine. Păi stai, cum ești tu? Păi eu sunt țigan. Și el a rămas așa la mine. Păi cum? Păi simplu ca bună ziua, sunt țigan. Și nu e în primul rând frumos să vorbești în fața mea așa despre ei, fiindcă până la urmă mă jignești și pe mine. Da, dar n-am făcut-o să te supăr, să te deranjez, dar așa am considerat. Ok, bun, hai că nu mai intrăm în altceva, că nu vreau să ne certăm. Vezi? Asta este, Ioane, fiindcă noi ne asumăm identitate. Ne asumăm această identitate și, sincer, și-o mai spus, stimați telespectatori, cu mâna pe inimă, că pentru mine chiar nu este un impediment faptul că sunt țigan sau că cineva mi-ar spune țigan. Până la urmă ăsta sunt. S-o cer pe mama mea și pe tatăl meu că nu m-a făcut englez sau că nu m-a făcut italian. Ăsta sunt și până la urmă mă mândresc cu ce sunt, mă mândresc cu realizările mele, mă mândresc, cum a spus-o și Mariana, fiindcă și eu am luat-o tot de jos. Am luat-o de jos și nu mi-a fost niciodată rușine. Doar că părinții mei, mama și tatăl meu, când au realizat că am crescut și astea, au încercat să-mi ofere tot ceea ce s-a putut posibil. De multe ori știu că tata, cel puțin, și mama se lipseau de la faptul de a mai lua 3 pâini în casă și luau una sau una jumate, că înainte să lua și jumătăți. Jumătăți, da. Da, și spunea cartel. Da, și spunea să-i luăm lui Mariusică pantofi și haină să meargă la școală. Mai țin și să aibă caiete băiatul nostru. Ei, iată că eu am realizat și realizez efortul lor, cum de afară, iată, și Mariana la rândul ei realizează efortul pe care l-a depus și nu numai ea. Mulți țigandai noștri.
ale noastre. Absolut. Realizăm lucrurile acestea și nu ne este rușine, fiindcă ne-am asumat identitatea, deoarece am făcut și facem lucruri bune. Și suntem captați într-un fel sau altul de societate, fără ca noi să fim arătați să zică ăștia sunt țigani și n-ar merita. Din contră, suntem captați știind că suntem țigani, dar facem cinste acestei comunități. Fiecare ne mândrim cu ce am realizat până la anește. Fiecare ne mândrim cu copiii noștri. O parte a urcat, o parte a coborât. Ca și viața. Așa este în viață. N-avem ce să facem. Ne mândrim cu copiii noștri. Copilul meu este masterant. Știm, bravo lui, cinste lui. Fiecare a muncit și muncește pentru copiilor. O parte dintre etnicii noștri care nu au posibilitatea să ducă copiii la școală, să-i dea la școală, muncesc pentru ei, pentru a le aduce pâinea cea de toate zilele pe masă și cât de cât încearcă să aibă un comportament cât de cât decent. Asta am făcut și noi, comunitatea noastră și cei din grupul Inițiativă Locală. Am încercat să nu mai fie invidie între noi. Le-am explicat oamenilor pentru ceea ce o parte au înțeles, o parte n-au înțeles, că faptul că dacă are la cine să ducă și să plângă la cineva de nie și aceștia se află într-o poziție cât de cât onestă și onestă și socială, vor fi ajutați. O parte, că sunt un pic indignat, ceea ce vreau să spun acum, de oamenii din Căminul D. Am vorbit cu cineva mai devreme să vină și să-și expună părerile și doleanțele. Cei din zonă, din comunitate, din acel bloc, și au spus o parte dintre ei că vin, după care ori le-a fost frică, ori le-a fost rușine, au spus că sunt prea nervoși ca să mai apară la noi la televizor, că ar spune multe și poate și niște prostii. I-am dat crezare și i-am spus că eu, când sunt cu ei și stau de vorbă, toți vor să vină și să vorbească și să spună fel și fel de lucruri, ce se întâmplă acolo, ce gălăgie e, să pune muzică, să face multă gălăgie pe scară, de la ora 10 noaptea în sus, unii vor să odihnească, pentru că 90% dintre oamenii din acel bloc muncesc. Eu țin să specific acest lucru, de ce au venit. Sunt oameni liniștiți, oameni conștiincioși care se duc la muncă și au nevoie de odihnă. Sunt niște copii mai puțin liniștiți care cu timpul o să înțeleagă și o parte dintre ei au înțeles ceea ce le-am și explicat, să-și vadă de copilăria lor și să nu mai facă prostii. Cam asta e în mare așa ce discut eu cu oamenii. Asta am fost un pic supărat, pentru că una vorbesc și alta fac. Știi de ce, Ioane, sincer? Adică ei s-arată zmei la început, că fac, drept, vorbesc, vreau să spun ce face ăla, vreau să spun ce aranjamente s-a făcut cu nu știu ce și cu nu știu cum, și când e să-i aduci în fața faptului împlinit, dau înapoi. Fără supărare și, cum știi de multe ori și știu și bunii noștri telespectatori, de multe ori țiganii noștri caracterizează lucrul ăsta. Și încă o dată aici, dacă stai eu bine să mă gândesc, tot invidia este. Fiindcă știi ce zice? De ce să mă duc eu cu la ăla? De ce să spun? Să-i fac lui ăla bine? Să dea ăla bine? Sau nu? Noi niciodată, vezi tu, ei de câte ori au venit și de câte ori vin la ședințele noastre, la grup de inițiativă și își expun problemele, noi nu le gândim în felul acesta și încercăm chiar de multe ori să le punem în aplicare de sâmbătă, dar se știe că sâmbătă de multe ori nu avem cu cine, dar încercăm prin intermediul telefoanelor și încercăm să facem unele lucruri care se pot face în momentul acela. Dar nu o spun cu răutate, dar nu o spun nici așa, știi, din toată inima. Țiganul nostru s-a învățat doar să-i dai. S-a învățat cum l-a întins-o. Absolut. Și când încerci să-i spui stai că trebuie să și muncești un pic, spune că ai ceva cu el. Tot invidia. Mai înțeles?
Au fost oameni care am încercat să-i ajutăm și pe mulți dintre ei chiar am ajutat, i-am băgat la servici. A fost o persoană, iar nu-i dau numele ca să nu dăm cămin, care o lună de zile să nu mă legat cu mine. Bagă-l pe soț la servici, bagă-l pe soț la servici. Am reușit în mare parte, după ce am discutat cu tine, să îi ducem la ADP-ul și să o parte dintre ei să fie angajați acolo. Când a fost cu un sfert de oră înainte să meargă pentru a face cerere de angajare, a spus că el nu merge, soțul acestei persoane, că el lucrează la spoitori și acolo îi dă 500 de mii pe zi, iar salariul aici era de 600 de lei pe lună. Minimul pe economie. Da, așa că el nu. Și am explicat acestei doamne să nu mai iasă în față și să nu mai îmi ceară un ajutor, pentru că nu am cu cine să discut. Este corect. Dar revin la tine, Mariana, și este cunoscut faptul că chiar și aproapele tău, pot spune, te invidiază și este cunoscut că, slavă Domnului, și după aceea, absolut, avem exemple, știi? Chiar e o vorbă care sună cam așa, Dumnezeu ar zice, tu ai grijă de ai tăi, că eu am grijă de aranți. Dar de multe ori nu mai suntem atenți la ei noștri și exact ai noștri ne-o dă și ne-o dă exact cum nu ne așteptăm noi mai bine, tot din invidie. Că asta e, invidia asta nu se mai ține, nu mai ține cont nici de frate, nu mai ține cont nici de indiferent grad. Dar noi când eram copii nu era așa. Nu era și știi, tot uite, vezi, dar spune-mi de ce crezi, consideri tu că pe timpul nostru era. Eu mă uit acolo ai mei, copiii mei, da? Și fac diferența cum eram noi copii acasă la mamă. Noi dacă aveam un dumicadă pâine, noi nu mâncam una fără alta, noi eram trei surori. Nu mâncam dacă nu era cealaltă acasă, așteptam să fim toate trei și după aceea mâncam. Ai mei sunt băieți, tot trei, dar nu așteaptă, nu se așteaptă dacă a mâncat fratele meu sau nu a mâncat. Care vine primul, ăla mănâncă, nu-l mai interesează de celălalt. Deci e o diferență foarte mare. M-am gândit, ori fi băieți și ori avea altfel de caracter. Dar nu cred. Nici eu nu cred. Știi de ce? Vremurile sunt atât de schimbătoare și generațiile prinse în întrecerea anilor și se acomodează acelor momente. Și la noi nu exista. Ei lua lui sormea nu știu ce sau ei lua lui Fita. Da. Nu știu ce pe care cu băieții mei zice. Ei lui Fito. Da. Ei drezi lui Fito. Pe mine nu mă iubești. Numai lui Fito îi dai. Ăla mai mic, lui ăla, că iau lui ăla mai mare sau... E prea multă ură, nu știu, chiar nu știu cum să-i invidie. Bine, să ne ierte Dumnezeu, ei, frați. La noi, la țigani, lucrul acesta chiar se întâmplă. Adică, întotdeauna ai un favorit. Cum la mine, de exemplu, mama și tata al meu m-a avut pe mine, cel puțin mama mea, să rămână mama mea, Mariuța, m-a avut pe mine și surorile mele de mici. A, ei lufitul, așa spunea, îi faci lufitul. Cel mai mare e... Da. E inima ta, ochii tăi, cum spune mama mea. Mama mea mai are o vorbă. Așa mama, mamă, nu pot să mint pe Dumnezeu și pe tine. Ție, mamă, îți spun mereu adevărul. Așa spune mama mea. Știu mama mea că așa îmi spui. Dar, vezi tu, noi am fost crescuți, chiar dacă la unii telespectatori, la majoritari, poate li se pare un pic așa, că spun, dar noi am fost crescuți în așa măsură încât noi am cunoscut ce înseamnă cuvântul respect. Respect în primul rând. Absolut. Însă nu spun cu răutate că până la urmă este vorba de copiii noștri și na, nu poți să spui ceva rău despre copilul tău. Însă societatea, timpurile acestea te-a făcut și îi fac în așa măsură încât, știi, să cunoască doar scriptic cuvântul respect, dar să nu-l pună în aplicație și să nu-l cunoască efectiv ce înseamnă respect. Da. Nici la școală și nici în societate. Și cu precădere la noi că se știe că o mare parte dintre noi chiar nu avem acest respect, fiindcă până la urmă tind să cred că e și în funcție de cum te naști, mai înțeles? Cum crești, cum asimilezi societatea și cum înțelegi prietenii, că până la urmă e și vorba aia. Mulțește-ne așa doar. Exact. Și noi, n-ai, până la urmă, n-ai ce să facem, fiindcă, stimați telespectatori, până la urmă și noi, romii,
Să știți că le avem și bunele noastre, le avem și relele noastre, avem și bucuriile noastre, și durerile noastre, și credeți-mă, și nu spun cu răutate sau să credeți că spun în așa fel încât dumneavoastră nu ați avea greutăți, dar noi le trăim mult mai cu patimă. Le trăim cu atât de multă patimă încât de multe ori și sincer, dacă ați întreba un țigan de-al nostru cum îl cheamă momentele acelea cele mai grele din viața lui, nu aș ști să vă spună nici cum îl cheamă, cu toate care buletinul în mână. Știu și vă înțeleg, stimați telespectatori, cel puțin fac referire la majoritarii noștri, prin faptul că pe noi ne îndrăgiți și suntem prietenii dumneavoastră, nu ne face decât să vă mulțumim din toată inima că sunteți alături de noi, veniți la petrecerile noastre, dar avem rugămintea să ne mai și credeți că nu tot ce înseamnă țigan sau arată țigan miroase. Greșesc, Ioane? E zicala aia ce naște din pisică și oare și mănâncă. Deci stigmatul că ești țigan nu o să dispară niciodată. Oriunde te duce, în orice comunitate. Asta este problema noastră. Iată că și tema invidia. Invidia. Și eu, vezi că până la urmă e o temă extraordinar de bună care noi nu am abordat-o. Sunt multe lucruri care se poate dezbate pe această temă. Uite și de exemplu cu cantina socială. Tot invidie enormă peste tot. Le-am explicat la oameni ce s-a întâmplat cu cantina socială. Din 270 de locuri s-a constatat și s-a ajuns la concluzia că va rămâne decât 160 de locuri. Aceste locuri au fost făcute în așa măsură încât să nu ducă nimeni sau să nu simtă lipsa hranei pe această perioadă. O bucurie ce vreau să le aduc oamenilor și ceea ce s-a discutat la ședință cu domnul primar sâmbătă, vreau să le spun ceea ce ne-a transmis dumnealui, că face tot posibilul ca de la viitoarea rectificare bugetară care se va întâmpla cam prin iunie-iulie, da, corect, va încerca domnul primar și cu staful dumnealui să reîntrăgească suma de 270 sau câți au fost, adică să revină la numărul inițial de locuri când le va permite bugetul local. Știi, iată că discuțiile noastre au fost ample și extraordinar de multe acolo. Nu le vom spune toate, fiindcă, cum se știe întotdeauna, unele ședințe au ingredientele lor, au bucătăria lor, unde nu trebuie să spui la toată lumea ingredientele care le pui, că atunci nu ar mai fi mâncarea ta extraordinar de bună. Însă, cum a spus și Ion, este adevărat. Noi joi oricum vom avea o acțiune în zona Istru, și vom vorbi și cu cetățenii din acea zonă, cetățeni care s-au simțit nedreptățiți și lucru cel mai rău într-un fel sau altul, și fac apel pe această cale la dumneavoastră, cel puțin cetățenii din zona Istu, să nu mai mergeți în numele nostru la doamna directoare Toanță Ionițescu și să-i spune, știți, am vorbit cu Cutărescu, adică eu, Ion sau staful nostru, ca să-mi dați cantina. Am rugămintea aceasta, dacă aveți această problemă, vă simțiți nedreptățiți, sâmbătă, știți, ușile noastre sunt deschise, cum de fapt o să vă și invităm un număr cât mai mare, pentru a lămuri aceste lucruri. Cum Ion v-a și spus, noi vom avea o surpriză extraordinar de mare pentru cei din Căminul D, cum, și eu pot spune chiar inedit, cum, iată, postul nostru local TV Giurgiu, pe dumneavoastră, stimați cetățeni, va învăța să vă aducă la cunoștință lucruri extraordinare, ceea ce multe televiziuni locale din Giurgiu nu ne-a făcut. Și știți că postul nostru local TV Giurgiu va aduce la cunoștință lucruri inedite și pentru prima dată, să spunem, cum în cadrul emisiunii noastre Conviețuire am avut bucuria de a participa la o cerere în căsătorie în direct, tot așa vom avea prilejul, și pot spune chiar inedit, de a participa la un lucru extraordinar unde pot spune că chiar nu s-a mai făcut în niciun municipiu din județul, nu din județ, din țară, și bineînțeles întâietate nu va avea decât postul nostru local TV Giurgiu. Un lucru la care
În momentul când l-am discutat, am realizat că este atât de mare și inedit, credeți-mă, este extraordinar de mic, dar veți avea prilejul să vedeți acest lucru inedit doar prin intermediul postului nostru local TV Giurgiu și, bineînțeles, a emisiunii Conviețuiri. Dar toate la timpul lor și veți vedea că noi, romii de lângă dumneavoastră, romii care ne vedeți la această emisiune Conviețuiri, facem lucruri bune. Iată că primim și mesaje și trebuie să le dau curs. Îmi cer scuze că nu am avut timpul necesar, ne-am apucat cu discuțiile. Țineți-o tot așa, domnul Marius. Cea mai tare emisiune, salutări invitațiilor. Vă mulțumim din toată inima. O astfel de persoană nu ar trebui primită nicăieri, pentru că nu are caracter și face doar rău, neștiind ce înseamnă să facă bine. Sincer, și vă mulțumim pentru mesaj, și noi încercăm să găsim o modalitate pentru a înlătura aceste elemente care nu fac cinste comunității noastre de țigani. Rugămintea noastră din cămin este gunoiul din preajma blocului și apa de la subsol. Iese pe ferestrele de aerisire. Cum am mai spus, stimatele spectatori din căminul de, chiar și Ion v-a adus la cunoștință mici lucruri discutate la ședința pe care am avut-o sâmbătă. O să încercăm de data aceasta, fiindcă se știe că am făcut-o în atâtea rânduri și am făcut-o cu salariații ADP-ului care au venit și au ridicat acele gunoaie și dumneavoastră efectiv i-ați privit. Nu sunt rău, au fost este purul adevăr. Parte dintre oameni, să nu vorbim cu păcat, da. O parte dintre oameni au ieșit și au strâns gunoaiele de pe lateral, le-au strâns, le-au făcut morman, unde au venit cei de la ADP și le-au luat. Câți au fost, Ivan? Au fost, nu vorbim. Deci, 10, 20, 30, câți au fost? Deci, șupangi. Să nu vorbim. Adică stai să spun, adică 10, 15. Mai asta e problema, au refuzat să iasă. Majoritatea, că nu trebuie să iau în brațe. Deci ce vreau să relatez? Oamenii de la etaj, de la etajul 1, 2, 3, 4, ce aruncă? Că sunt o parte dintre oameni care stau la parter și nu pot să deschidă geamul efectiv, să iau o gură de aer, cum s-ar zice, curat, proaspătă. Eu sunt de acord, Ioane, și nu contez deci lucrurile acestea. Deci oamenii care au refuzat să iasă au fost cei de la parter. Însă, spune-mi tu dacă cineva, sunt acolo 90 Mariana de contracte. Asta înseamnă că sunt în jur de 200 și ceva de suflete. Punând și copii, mamă, tată, toți membrii familiei. 200 și ceva de suflete. Spune-mi tu dacă ai auzit să vină cineva la tine să zică: Ioane, vezi că l-am văzut pe Cutărescu că a aruncat. Niciunul. Îi întreb cine. Etajul 2, etajul 1, îmi etajul 4. Nu spune că a văzut, dar nu spune persoana. Nu spune persoana și asta nu are nicio relevanță asta pentru noi. Cum poți să-i măsuri? Persoana care aruncă, pentru că cum poți să-i măsuri? Au spus clar. Absolut. În secunda următoare vor pleca. Păi li se va rezilia contractul fără drept de apel, pe lângă faptul că se vor pune camere de luat vedere în acea asta zonă. Asta n-am mai spus că se pun camere. Deci se va face lucrul acesta. Noutate, ca să afle toți din fiindcă știi care este lucrul cel mai montate camere de la da. Știi ce este într-un fel nu rău, este un lucru care te deranjează. Ne-am aruse, n-am buletin, ne-am aruse mie și mie gunoiul. Măne Ioane, vorbește, știi tu că uite, vreau să mă duc la muncă, știi, dar pe ce bani, mai înțeles? Și când le spui hai să facem lucrul ăsta, nu mai aveți pe niciunul. Și știi că și astă toamnă, când spui tu că au ieșit, sunt de acord cu tine. Ai ieșit deci sau de șopangi? Adică 10 sau 15. Restul, unde erau? Că la un moment dat chiar am vrut să iau fiecare cameră la rând. Păi e ușor, iau-te să stai ascuns în casă și să zici, lasă-i pe ea. Iată, vezi tot invidia. Că dacă ar fi fost inimoși și să nu țină cont de această invidie, ar fi spus, hai să ieșim. Și ăla care nu ar fi aruncat niciodată. Ar fi zis, băi, hai să-i mobilizăm, hai să ieșim cu toți, că e tot pentru noi. Dar și ăla care aruncă, tonul vei să iasă. Corect. Și zice, eu? No, să înjură pe capra din deal care nu are. Asta este cel mai... Cine, da, exact. Nu, și ăsta suntem. Ce poți să-i faci? Deci ajungi la un moment dat la saturație. Cât de bine îi face și cât ai vrea să ajuți, sunt elemente care te opresc, care te scârbesc la un moment dat. Tocmai asta am spus, cum este și tema emisiunii, invidia.
cu oameni de la cantine, au ieșit femei, au ieșit oameni în fața mea, de ce Lucutărescu i-a luat doar două și mie mi-a luat una? De ce Lucutărescu i-a luat una și i-a luat trei? Aici am vrut să ajung. Este tot invidia. Problema este, le-am și explicat, din șase persoane care luați, v-a lăsat două, v-a lăsat trei, sunteți și doi care de luați, situația fiecăruia. Doi nu le-a luat niciunul. Deci e vorba de situație, Cutărescu are ajutor social. Ce venit mai au. Deci e vorba de... Sunt lucruri care au fost făcute cu cap și făcute... Și, exact, și au făcut-o în așa fel încât, în urma analizei, să nu fie nimeni, da, să nu fie nimeni marginalizat sau să-i considere că are strict ceva cu ei. Nu, fiindcă Tanța, cea care se ocupă, este directoare la cantina acolo, este cea mai măsură să facă aceste expertize, dacă pot să-i spun, fiindcă ea cunoaște țiganii de atâția timp. Acolo, sigur că da. Practic a crescut cu ei. Și cunoaște, ăla știe care are. Dar, sincer, încă o dată trebuie să fiu avocatul diavolului și eu nu voi lăsa lucrurile așa. Faptul că vineri mi-a venit reclamație că o anume persoană a aruncat ce a luat de la cantină, toată acea mâncare și ar fi cerut nu știu ce și nu știu cum, eu nu voi lăsa așa. Fiindcă acea persoană, și stimații telespectatori, fac referire la cei care beneficiați de această cantină socială, s-au beneficiat, oameni buni, nu vreți să luați acel puțin, mergeți vă rog frumos la Tanța și spuneți, scoate-mă. Nu mai vreau, nu-mi convine, eu nu sunt născut să mănânc așa ceva. Și există acești oameni care până la urmă nu au acest doar puțin. Doar aia e baza. Și chiar, cum ai spus și tu, Mariana, aia este baza lor, să beneficieze de această cantină, de această puțină hrană, cum spuneai și tu, când o luai erau invidioși, că de ce o iei? Sau să nu mai vândă produsele și în general care le au vinerea, fiindcă iau și hrană rece pentru zilele de weekend. Ei o vând. Și știi cum puștul meu a avut o vorbă, știi? S-a dat de la guvern, știți, pachetele acele, este cunoscut. Și băiatul meu spunea, ce tată, știi ce fac ăștia acum cu 5 cutii de pateu? Nu știu, măi, tată. Două le hales, trei le bea. Zic, măi, tată, cum să bea pateu? N-ai minte, mă, tată? Mă, tată, două le mănâncă și trei le vinde, mă, pe o sticlă de beri. Sau pe 50 de bravo, tic. Da. Deci au avut dreptate. Așa fac și ei. M-ai înțeles? Problema este că sunt oameni, cum ai spus și tu, care practic din asta trăiesc. Corect. Așa este. Au, cum a fost și fata despre care vorbeam mai devreme, Radu Marieta, care are 9 copii, au fost momente când nu le-a ajuns mâncarea și vreau să spun nu că mă ajută, da? I-am împrumutat practic cu bani pentru a avea pâine o perioadă de câteva zile. Că asta a fost până le-a venit mâncarea, n-avem ce să facem. Eu știu și sunt de acord, iată, sunt oameni amărâți. Sunt oameni care au oameni chiar merită. Și cei însă, care nu merită să fie scurs. Însă, și la acești oameni care i-a dus în casă și îmi pare rău că nu mai avem timp, iar apare invidia. Apare fiindcă noi o să facem, cum am și spus, o să facem niște controle, este puțin spus, o să încercăm să vedem cei care și în momentul de față au rămas și merită, concretă, vom face, împreună cu colegii noștri de la DAS. Vom merge pe teren și vom vede, dar și pe cei care au fost excluși, fiindcă există timp să cred printre ei una, două persoane care merită. Însă, având atâția oameni pe cap, nici Tanța nu pot să o învinovățesc, să țină cont. Este corect. Dar vom face lucrul acesta și vom merge și o vom rezolva fără nicio problemă. Și fiindcă ne apropiem, Ioane, vezi, invidia te face să vorbești mult. Da, dar nu prost, cum e vorba. La noi te face să vorbești mult și bine și să încerci într-un fel sau altul să faci abstracție de această invidie. Și exact așa vom încerca și noi de-a lungul timpului și cât vom avea prilejul și prin ajutorul bunui Dumnezeu. Nu te-am mai întrebat că avem și un expert pe problemele romilor să te întreb de activitatea lui, dar o vom face cu altă... Eu nu sunt în măsură să verific activitatea expertului pe problemele romilor. Bine. Rugămintea mea este ca într-o emisiune viitoare să-l invităm, să-i facem o invitație oficială. Da, n-ar fi rău. Ca acest expert pe probleme de rom care se află în cadrul Direcției de Asistență Socială să vină să ne expună unele din probleme care se ivesc la dumnealui la... Uite, mi-ai ridicat... Una la mână. Da.
A doua, rugămintea mea, care e aproape pe sfârșit, rugămintea mea este, ne expiră și timpul, ca cei din Căminul de care vor voi și vor dori să spună ceva în legătură cu toate problemele cu care se confruntă acolo, să gândească de această săptămână, iar săptămâna care vine... Îi așteptăm la ședință. Îi așteptăm la ședință. Sâmbăt. Sau unul sau două persoane vor veni în cadrul emisiunii ca să ne expună problemele care sunt. Deci asta a fost problema ta și cu expertul chiar îi voi trimite o adresă oficială. Ca să nu spui, Marius, nu i-ai trimis oficial. Eu dacă eram moderatorul emisiunii, o făceam tot oficial. Ok, așa chiar am să o fac, să știi. Marian. Și altă dată așa am să vin, pe probleme oficiale. Da, Marian. Ce pot să zic? Suntem la finalul emisiunii și să-mi spui chiar ceva despre invidia asta. Nu ți-am mai spus și la începutul emisiunii, invidia nu va dispărea niciodată. Cel mai bine e să lași câinele să latre și ursul să meargă. E cel mai bun exemplu. Ai dreptate și așa vom face și noi, fiindcă chiar și mentorul meu îmi spune de multe ori, nu-i mai băga în seamă. Calm. Adică este vorba de domnul Alexandru Vlad, dumnealui îmi spune de multe ori, lasă-i Marius. Și cu calmitate să rezolvă tot. Corect. Și iată, fiindcă suntem spre finalul emisiunii, nu pot decât să vă mulțumesc, stimați telespectatori, că sunteți alături de noi, că sunteți alături de comunitatea noastră de rom și încercați să ne învățați cum trebuie să acționăm în multe probleme și chiar sunteți alături de noi pentru a le duce spre o bună rezolvare și că întotdeauna ne priviți cu alți ochi, cel puțin de câțiva ani buni, de când și noi suntem pentru dumneavoastră și încercăm să spunem că da, fiind țigan, nu este un stimat. Iar până data viitoare, eu nu pot să vă spun decât la și tu, Marirat, haide del tău meu del Budbach. La revedere și numai bine vă dori. Și iubiți-vă mult că vine ziua îndrăgostiților. Sănătate!